Curtea de apel București a respins săptămâna trecută contestația constructorului grec Actor în cazul licitației pentru secțiunea tunelurilor din autostrada Lugoș-Deva. Astfel, procedura poate continua cu depunerea ofertelor din partea celor 6 constructori invitați să participe mai departe la licitație, consemnează economica.net. Termenul pentru depunerea ofertelor expiră astăzi. Tronsonul de autostradă are o lungime de 9,13 km, din care 2,13 km de tunel, iar valoarea estimativă a contractului este de 1,36 miliarde de lei fără TVA, tronsonul fiind considerat al doilea cel mai scump din țară.